după două, trei ori, când noi am venit, așa am plăcut, așa am venit în dragoste în Moldova. Și împreună noi așa am gândit, cred că așa asta a fost și un duh de aventură. Noi îmi place să avem aventura. Hai, de ce nu mutăm la Moldova? Să încercăm ceva nou. În anul 2010, prima dată am venit cu misiunea creștină. Am dat ajutor umanitar, am organizat o tabără pentru copii din sat. Mi-a fost interesant și ne-a dat așa și o satisfacție de făcut ceva pentru oamenii care într-adevăr trăiesc cu mult mai dificil decât cetățenii noștri din Elveția. Oamenii, cred că oamenii mi-au plăcut foarte tare. Noi direct am mers în sat, am făcut tabere în sat și oamenii au fost așa deschis și generos și a invitat pe noi acasă, a făcut mamaliga pentru noi. I-am văzut că în Moldova asta e practic un model de afacere care lipsește. Când am avut fermele și ele colective care parțial mai lucrează, adică sunt liderii mari care lucrează pământul, dar așa ferme de animale nu mai sunt. Noi am început cu vacile care le-am cumpărat aici în zonă de la gospodar, cu productivitate de undeva ceva între 3 și 4 mii de litre de lapte anual. Sunt și tehnologii care spune că trebuie să aduceți vaca olandeză care are 50 de kilograme pe zi, dar noi nu am mers pe calea asta, fiindcă animalul, după părerea mea, trebuie să fie și adaptat la condițiile climatice care avem aici. Statistica spune că Moldova e țară săracă și nu sunt posturi de muncă și noi am crezut că lumea stă la rând să lucrează. Realitatea nu e chiar așa. Și mulți tineri cu potențial au plecat. Știți, acolo dacă mergeți în magazine, patlajiele și măr și tot asta, arată ca blocuri de Lego Constructor. Tot au aceeași formă, dar n-are niciun gust. Aici sunt mai mare, mai mic, mai pocit, și mai, dar foarte gustos. A treilea, noi am fost deja aici, dar încă nu am avut curaj pentru să naște aici și am mers înapoi la Elveția. Dar cu a patru, băietul nostru care are 6 ani, i-am gândit, aici femeile se naște, de ce nu eu? Asta pot și eu. Și am născut în Ungheni. Simt într-adevăr eu aici să acasă și dacă plec în alte țară unde eu m-am născut, da, sunt niște lucruri care sunt mai familiar acolo, dar eu mă simt mai bine aici. Are un loc mare, da, în inima mea. Este ca casa noastră, unde noi trăim, familia noastră, unde copiii crește, unde sunt prietenii noștri.